La 2 ani de la incendiul care a devastat clădirea Filarmonicii Serghei Lunchevici, Ministerul Culturii lansează o inițiativă pentru reabilitarea edificiului cultural. În prima fază a proiectului Filarmonica Renaște, a fost anunțat un concurs internațional de arhitectură pentru elaborarea unui concept al edificiului Filarmonicii Naționale. Prin intermediul acestui concurs vor fi identificate casele de proiectare care au o experiență în construcția sălilor de concert. Am descoperit că, de fapt, așteptările sunt absolut diferite. Începând de la ideea să o refacem fix așa cum a fost și până la ideea de a demola totul și a construi pe loc această filarmonică absolut nouă. Edificiul ar trebui să își păstreze stilul clasic, iar sala de concerte trebuie să aibă o acustică perfectă pentru o orchestră de muzică academică. Eu văd această clădire, această instituție, de fapt un magnet care să atragă lumea. Uite, nu numai cei care vor intra acolo, dar trecând pe lângă ea. Ea trebuie să provoace aceste sentimente, într-adevăr, de nu știu ce, de o taină. Cei care vor proiecta să țină cont de aceste caracteristici a cuvântului filarmonic. Dar cu mare speranțe că vom reintra în casa noastră frumoasă, că se va reconstrui acest edificiu și vom redobândi acel nume a celei mai importante instituții muzical-concertistice. Proiectul va fi monitorizat de un consiliu responsabil. Potențialii participanți pot accesa caietul de sarcini și regulamentul concursului pe pagina oficială a proiectului. Câștigătorul va fi anunțat în data de 1 martie 2023.